pac, intru pe trending și pe cine văd aici, pe vechiul meu prieten Antonio Pican, pe locul 2 chiar, cu piesa Macarena și uite, itrerurile alea foarte șmechere din picioarele lui, nu știu ce caută cu ele în deșert, bro, ai grijă că le strici, așa. Mișto outfit, trebuie să vedem și cum e piesa, dar înainte toate vreau să vorbim despre boosteroi. Salutare băieți și fete, eu sunt Rodby și vreau să vă amintesc, dacă aveți nevoie de o platformă unde să rulați cele mai noi jocuri, dar n-aveți cel mai bun calculator, Boosteroid este aici să vă ajute, deoarece este o platformă de cloud gaming foarte performantă și poate rula orice joc nou, chiar din browserul tău de acasă, de pe calculatorul tău, smartphone sau tabletă. Pe lângă asta, puteți să jucați o groază de jocuri deja gratuite sau jocurile voastre deja cumpărate de voi, logându-vă pe Boosteroid cu contul necesar. Vreau să vă dau și un mic insight. Boosteroidul se va scumpi de pe 1 martie, așa că vă recomand să vă cumpărați un abonament anual, deoarece veți plăti doar 5 euro pe lună, adică 50 de euro la an. Cum am obișnuit deja, îmi pare rău, dar let's go! Bun, Pican a scos o piesă, Macarena e în trending, trebuie să o ascultăm și mi-ați spus. Reacționează la Antonio Pic, mi-a spus Antonio Picant, Macarena. Și am spus ok, ok, facem asta, de ce nu? Could be good. Mama, a început direct. Și învață și dansează ca pe Macarena, ca pe Macarena, ca pe Macarena. Aparent începe cu un ritm din ăla arabic, foarte catchy, foarte șmecher. Cred că înțeleg deja de ce e pe locul 2 în trending, să fiu sincer cu voi. Arată-le cum dai din bas, bas, zăpăcești cu fiecare pas, pas. Cam puțin așa din vechiul Antonio Pican cu hype-ul ăla de trap de astea, șmecher. Mișcă-le pe piesa asta ca pe Macarena. Ok, deci asta e refrenul și mi se pare că e un refren foarte, foarte catchy. Îmi pare rău cum te-am prins pe frame-ul ăsta, n-am vrut. Smaker beat-ul, foarte smaker beat-ul. La cum se mișcă, adus cara lifter cu tremură, tremură tot. Ia oxigenul când îmi face felul, dansez criminal pe TikTok. Te miști prea ilegal, stilul tău senzual. Ai grijă cum îl folosești că e fatal. Cum arată, e ciocolată. Iar nu e ca orice fată. E răsfățată, m-a nebunit de tot, tot, tot. Bun, 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 chiar bun. Stilul la vechi, dar mai trep așa un pic agresiv, șmecher, flow șmecher. Bă, da, refrenul mi se pare bun rău de tot. Tot, 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 tot. Șmecher, mă, e catchy, așa e. E stilul așa. Stilul gen arabic, șmecher de tot, care prinde rău de tot. Și așa o manea un pic, un pic trapea, așa, așa un pic trapea, nu păi chiar trap trap, eu așa trapanele de astea nebune, șmecher. Macarena, ca pe Macarena, ca pe Macarena. Arată-le cum dai din bas, bas, zăpăcești cu fiecare pas, pas. Mișcă-ne pe piesa asta ca pe Macarena, ca pe Macarena, ca pe Macarena. Hai mă că șmecher ești nebun. Da, n-ai cum să regret. Ce mișcare acolo, nebune! Picane, te aștept la un bowling. Bă, bă, mi-mi... Nu, 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 nu! Nu, 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 Adidashi, bro! Trist, foarte trist. Mai e? Are talent, face oh. Oricine să fie atent. Sunt dependent, ha? Dar cum te mi-i sigura antrenament? Dau faliment, ha? Când te la joc și te ridici lent, silopulent. Da, mă, da, v-am spus. Cum arată? E ciocolată. Am spus că e așa un pic din Pican la V, care rupea pe trapul ăla mai agresiv, mai așa. Cum îi place lui puțin mai, mai balans? Bine, bine, îmi place, bună piesă, ești nebun. Iar nu e ca orice fată. Răsfățată, m-a nebunit de tot, 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 tot. Și cărte pe piesa asta ca pe Macarena, ca pe Macarena, ca pe Macarena. Și învață și dansează ca pe Macarena, ca pe Macarena, ca pe Macarena. Arată-le cum dai din bas, bas, zăpăcești cu fiecare pas, pas. Mișcă-te pe piesa asta ca pe Macarena, ca pe Macarena. Băi, e bună rău piesa asta, ești nebun. Ca pe Macarena. Cred că e peste orice a spus Pican până acum. Cred că
legit pot spune că sound și cât de catchy e și flow și tot ce vrei tu, e legit cea mai bună piesă la Pican și cred că o să-i facă pe puțin 10 milioane de views. Eu cred că asta o să fie hitul Pican, dar 10 milioane de views. Chiar dacă nu știi cine e Pican, chiar dacă știi cine e Pican, chiar dacă îl placi, chiar dacă nu, bă, piesa e bună. Și e stilul lui cumva așa, gen de balans cu trap, merge și te prinde. N-ai bă cum, spune că dacă asculti piesa de două, dă-i trei ascultări la piesa asta și spune că nu ți intră în cap refrenul. Nu te cred. Ce mai e, frate, e în piesă? A, nu mai e. Sau? Începe altă piesă? E și fit? Arde, e fierbinte între noi, arde. A, altă piesă, ok. Da, deci pentru final vreau să zic că piesa e foarte bună, e genul de piesă catchy, care poate fi ascultată la party-uri, când ești cu tovare și lumea întregeți nimic. Puteți să vă distrați, să săriți pe piesa asta, e foarte bună. Îl felicit pe Antonio pentru piesa asta, e o piesă cu mult peste orice a scos până acum, peste Mustang 1, 2, Parfum cu Nelly, bă, Parfum cu Nelly a fost foarte, nu, Parfum de Deja Vu cu Nelly a fost foarte bun. Dar așa pe piesă de vibe de ce trebuie și care gen mă prinde și pe mine că piesele comerciale pe care le mai scoate Antonio nu pot să le ascult că nu-mi plac deloc. Nu e că n-ar fi bune, dar că nu sunt genul meu. Foarte bine, jur că mi-a plăcut rău tot piesa asta. Te pup, Pican. Nu uitați să ascultați și voi piesa asta. Cine știe, poate se duce în unul trending. Baftă!